Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor. Ia slavă împaraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te bine mintezi. În această dimineață, nu știu unde să încep. Am foarte multe lucruri care vreau să împartășesc cu tine. De din start, nu o să fie 15 minute. E sâmbăta, încă te știu, încă suntem, trebuie să stăm acasă, deci cred că pot să împartășesc cu tine mai mult decât de obicei. Um, dar probabil nici nu voi termina. Uh, unele lucruri, poate, nu le voi, uh, poate le voi doar spune și vom, vom continua, dar ce voi împartăși, consider că e ceva și important. O să... Pentru că e important să am un feedback. E uh, important să... Să am și întrebări legat de unele lucruri -luc care le spun, mai ales când sunt lucruri care poate să fie, cum să spun, um, nu foarte popular, să zic, sau nu foarte

unde o să pun câteva întrebări ca să știu cum este mai bine uh, pentru voi cam la ce ora să fie întâlnire așa. Uh, cei care puteți răspunde, răspunde, cei care nu puteți, uh, nu puteți răspunde, dar, în final, uh, după ce o să văd răspunsurile, voi publica cum și când va avea această întâlnire online, dar, de întrebări și răspuns, da? Dar... Să fie legat de tema care vorbim acum. Uh, pentru că cred că o să ridice multe, multe întrebări. Um, sau, cel puțin, câteva întrebări. De exemplu, este important, da sau nu, că astăzi creștin să scoate dragi? Ce se întâmplă când biserica încetează să scoate dragi? Da? Vă de exemplu. De fapt, ți-am dat deja câteva întrebări. Ok. Oare era doar valabil pentru atunci? Sau este și pentru astăzi? A. încep deja să spun întrebări. Ok. Cine poate să scoate dracii? Cineva care are funcții în biserică, un apostol, un predicator, să orice nascut din nou. Oricine nascut din nou poate să fac altă întrebare. Deci, am ajuns la un punct. Oh, Seigneur. Am ajuns la un punct. Este. Unde am început să vorbim de anumite concepte foarte importante în împărăție. Și anume, o împărăție se extinde, da? o împărăție are structura de control, adică împăratul domnește pentru o structură, pentru eclesia. O structura de control, de luare de decizie și de a se asigura că ceea ce împăratul autoritar se împlinește și ca acest lucru să se întâmplă, există un fenomen într-o care se numește transfer de autoritate. Transfer de autoritate. Și suntem încă în, în carte estere și, de fapt, dacă citim mai departe carte estere, o să vedem acel transfer de autoritate sunt cel puțin două persoane care vor, una va prima autoritate, o va folosi greșit și una va prima autoritate, o va folosi bine. Dar transfer de autoritate e un concept foarte important în împărăție. Dacă luăm viața creștină, o scoatem din acest concept al împărăției,

Pocaiți-vă că ce lui Dumnezeu este aproape. Este rezumatul mesajului. paratie. Și atunci dacă zici, sunt creștin, dar nu înțelegi conceptul paratie, oh, încep să apar mai probleme. Astăzi am avut o experiență destul de ciudată. Ok, nu te speria. Nu e ceva supranatural, că ne se speră când... Nu e ceva supranatural, deja, poți să respire, unii deja respire. O credeam că o să zică că a văzut. Nu știu ce noi Dar e ok, un să un chat, un chat. Am avut o experiență interesantă. Am visat. ca uh, Stalin-i chit a, a fost un vis normal. Între ghilimele, normal. Adică era nu zic, că am un vis din partea lui Dumnezeu. Uh, și totuși experiența mă învață ceva. Uh, nu este important visul. Important este că în visul eram undeva, aveam tot fel de... aveam o anumită activitate și au telefon, alarmă telefon care sună. Și în vis mă duc și caut telefonul meu Ka se ou presk alarme. Si apes pe telefon nou, da alarme kontine sa son. Vis ou li este ou alte realitate, sa ou ye ou alte dimensyone. A y se zik, era min dimensyone V, dimensyone vis. En sa din dimensyone V, adik dimensyone vis, a ou zam alarme ka resunan. D'une dimension R, c'est-à-dire dimension R, nous R, Ram se dit réel. ne peut pas se dire qu'il est néaparat réel, mais on se dit, mais on se dit, R, ça simplifie. Nous sommes tous des ministères réels. Mais en fin a déjà on me dit, ok, c'est étrange. Mais le téléphone numéro réel, de c'est l'ingapatsouna. Alarme. Euh, de obitier, m'a tracé ce faire à l'arme d'un centaire au bossit pour une arme, car c'est nous, euh, m'a tracé ce par terre zion. Infini. Une in vis, y'a t'as senti une dimension de vis, un cherche ça ou presque à l'arme chez nous fonctionne à zedetche, parce qu'à origine à sonner tout le carreau à Ozan, nous iradin vis, iradin dimension est réelle et une vis, après on m'a dit, mais pourquoi on à ça une vis, je me tréssais je me dis que Dieu s'est tréssé une vis, je me tréssais et je me dis, non, ça. fait, non, 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 non. l'alarme qu'on entend c'est l'alarme d'une très de dimension où de fait, nous sommes actifs, nous sommes je la patte Deci trezește-te și oprește alarma. M-am trezit și am oprit alarmă. Ți-am zis astăzi, nu știu unde să încep. Dar apoi am zis, interesant. se potrivește cu ce? Un aspect din ceea ce vreau să vorbesc. Uneori, ascultă bine ce spun. Ca și copia lui Dumnezeu, unele persoane îți vor spune, Le problème, ça ne se porte pas résoudre. Euh, Aïcha, nous pouvons. Aïcha a sa bien ça fait une raisonnabilité. Comme un tiers Si l'homme réussi. D'un. Parce que, à un tiers-quatre, on est aussi un tiers-quatre. Ça résolvait un les problèmes. Car nous sommes des dimensions à R. A dit que l'homme a 100 souris d'ordre. Mais des dimensions à I. L'homme est invisible. Si Chaque problème à ta vie ne diminue invisible. Pour ça, faites veille, une lumière air. D'accord, nous te douche une in lumière invisible, ça résolve e sa le problème. Non, ça est solutif. Pour t'amener vite sur le mieux, ça appelle téléphone le mieux, ça s'arrête elle, ça le trinque, ça le distrogue. Ah je dis, t'es putin, t'as me distrogue d'attendre son alarme. Tu vas y en irrégulier. Je téléphone c'est ça, et au centre version invisible, adévat tout ton téléphone est dimcolor.

în șase, dar noi nu avem de luptat împotriva cărnii, dar împotriva și avem o listă care este termină durile reutății în locurile cerești, dimensiunea I, invizibilă. Și dacă o problemă vine de acolo, și noi azi creștini sau unii din creștini zic, astăzi nu avem treabă cu scoaterea de dragi, o avem o mare problemă atunci. Pentru că sună, există sunete, unor probleme în viața noastră, încercăm să le rezolvăm aici. Dar provin de acolo, rezultat, nu se întâmplă Și zicem, a, Dumnezeu nu a avut. Care legătură cu tema care o avem în paratie? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ay sa chites, sa chites. Sa chites pre mou teks astes. A osa mèr jè min mate zèche, mate zèche, mate zèche. E nèy te sa chites mate zèche. A jwa sa tsponoun loukou. In istorya ou meni. Diavoloun a folosit. Relijia penchwa robi wang. în istoria omenirii, unii oameni au folosit Scriptura Biblia pentru a robi oameni. Există ceea ce se numește învățătura ale dracilor. Și nu sunt doar în religiile pagane trebuie să fii naiv ca să crezi că diavolul zice ok, aceste învățături le dau doar la religie pagâne, nu le dau la, la copilul lui Dumnezeu. Primul în lista sunt copilul lui Dumnezeu, la care vrea să răspundească astfel de învățături. Când regile belgilor a adunat pe misionari care mergeau în Africa,

Slavă lui Dumnezeu că nu toți erau ca ăștia. Dar ăștia, regele le spun așa. Nu o să învățat africanilor că a fura minții este rău. Este deja asta. Nici nu o să le învațați existența lui Dumnezeu. Ei cunosc deja că Dumnezeu există. Dar voi mergeți acolo și trebuie ca învațatura voastră să fie mai întâi pentru avantajele regatului nostru. De aceea, s ferice de ce saraci, ca lor este împărația lui Dumnezeu. Este regele care le spune asta. Nu, adică știa un pic din evanghelie, salem s-a ke alor yeste amparatye. Sa le envat sat ke in askultara de sta poni lo, yeste muntuit muntira lo. Pentwa yi robi, kase nou se revolte de toate nedreptatile, an folosit Biblia. Che si, asa ti am zis, ti am da doar vir ful e aizbergo nou, ke nou am timp, dar aș vrea să fii conștient. Ai fi naiv. Sau naiv. Naiv. Conjugază tot pentru mine. Dacă crezi că în tot ce crezi tu e curat pur cristal și nu există ceva care cel rău a încercat să Ayyeye. Ay, ay. Perke nou Biblia, nou, chel rewa a foloset dogma eskriptua pentro a robi uni wame. Chi si kontinwa sou faka shi akou. Wete, en mate zet. Apo e Isus a kemat peche dos prezete ou chenich. A esey. Și l-a zis și l-a dat putere să scoată durile de necurate, să tamăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Ce avem aici? Transfer de autoritate. Ce avem aici? Extindere în <laughs> Pentru că zice, ok, acum am mers și eu am făcut asta, dar acum vreau că. 12 je peux voir, ça c'est du, fait que exacte, je fais c'est extender un paradis. Faire un transfert d'autorité, nous existe un tinder un paradis. Quoi de convique? Quand tout te rose d'une doit partie servir ils dans ta imparadisata, j'ai d'une part partie, tu est dans théologique, car qui n'y a pas transfert d'autorité, es schizophrénique. Excusez-moi, entre guillemets. Parce que d'une trop De, uh, ridici și dintr-o cealaltă parte ai distrus. Pentru că împărație nu se extinde fără transfer de autoritate. Să vin împărația ta, să vin împărația ta. Dar da, trebuie să înțelegi cum vin împărație, cum se extinde împărație, transfer de autoritate. Fără transfer de autoritate nu există extindere împăratiei. Ok. Și e interesant. Când el face transfer de autoritate, primul lucru care le dă da lor este. este in, scriptura este un concentrat. din în Scriptura că un lucru vine înaintea unui lucru, nu e niciodată la întâmplare. Mai întâi la dat, Înainte chiar să le dă da putere, autoritate, să vin de ce bol a început mai cu a scoate Ok. <laughs> Transfer autoritate. de autoritate. Extindere în Transfer de autoritate. O învățătura asta, cel rău nu-i place. Pentru că știe singurul lucru care zguduie în parația lui. E când unii care au primit transfer de autoritate sunt în În afară de asta, tot ce facem e circ pentru el. De aceea, în scriptura, putem vedea de nenumărate teorii demonizat în sinagogă, asta stau liniștit. Pentru că tot ce se face acolo, rugăciune, predică, era circ pentru ei. Adică se distrau, nu au nicio problemă. Dar când s-au dus într-o zi, și din păcate pentru ei, a intrat Iisus Hristos, a, n-a mai fost cerc pentru ei. A fost tipete și De ce? Era un om care nu le lasa să funcționeze cum voi le scota afară. Dar până să vină el, pentru ei biserica e cerc. Adică se distras. Nu suntem, nu, gândește-te un pic. Adică, omul are demon, dar demon nu are nicio problemă să se ducă în sinagogă, să sta jos. Primul cântec, rugăciune, deschidem tora, citim, e liniștit, nu are nicio problemă. <laughs> oh, Senia. Transfer de autoritate. transfer de autoritate noeste totos edeiade multeuresic aces luco in diverse emperemprejurare pendqe vrausa tresesca sane tresimpo neste de miran que exacte acheasta arma poternica car es godo e mparati a lui vinalumite nvaat Așa zis creștine, să ne spună că noi nu mai putem scoate dragi. Pe cine beneficiază de astfel de învățături? Nu împărația lui Dumnezeu, nu biserica. Să fim înțelept ca niște șerpi totuși. Cine beneficiază de astfel de învățături? Care lasă demon liniștit să vină în biserică, cântăm, predicăm, ei rid, e circ pentru ei. Pentru că deja am crezut o minciună că nu le mai putem scoate. Sau am crezut o altă minciună, că nu există. nu toți demoni sunt ca cei de la gadare, adică care fac oameni să fie nebun și dezbracat și să se mutileze. Nu! Sunt tot fel de categorii. Sunt unica care se foarte la costum, cravată, parfumat. Dar nu se va manifesta până nu intre ceva care provoacă reacție.

Dacă ai întrebări legate de asta, notează. Aici să merg mai departe. Aici. Există unii posedat care nici nu știu că sunt posedat. Există unii sub influența spirituală care nici nu știu. Până la vor intra în contact cu ceva care provoacă reacție cu ce este în ei. Și atunci se uimesc de ce se întâmplă. Ok, am încheiat aici. Euh, d'art, continuons, si je décide, la session d'entrebranche, je, si, je si réponse. Euh, um, transfert d'autorité. Faraya, nous existe extinct de réimparatie. Je suis d'accord, tout crèse. Il, il, il doit que ça me à tout, dans le soucis au tchéniches. Avant une face alors l'eau, nest démon réel? Si nous, est-ce que c'est avec nest démon? de la jumbo, adică de la de jucării, da, uh, atunci, da nu mai avem nevoie de transfer de autoritate. Sau da, nu mai trebuie să facem ce facem Dar dacă crezi că nu a venit încă vremea, că în demoni sunt aruncat în ias de foc, care a fost pregătit pentru diavol și îngerul lui, dar sunt încă activ pe pământ, atunci avem nevoie de aceleași arme care le-au folosit Domnul Iisus și ucenici. E logic. E logic. Dacă când vine mincinosul, știe să robească oameni. Și ceea ce este logic, nici nu mai vezi ce e logic. <laughs> când dușmanul vrea să te robească, poți să crezi că ești cu Raela, dar te trezești dimineața cu Lea asta este un alt subiect. Dumnezeu să ne ajute. Hai să-ți mai citesc un text. Hai să văd cât. Au, oh, deja sunt. Doar trebui să mă. Știam, știam că am prea multe. prea multe. De ce, de exemplu, chiar cei care au auzit această învățătură și care au înțeles-o au dificultăți de a exersa autoritate? Domnul Iisus nu mai este prezent. Ucenici l vau pe el și a zis, la a dat putere să facă. Noi ucenici de azi, dacă Domnul Iisus nu este să zic fizic aici, cum se face acel transfer? Este o altă întrebare. <laughs> Așa fac la, la, la tine, la tine, știu. Right? Când zic, aveți întrebări și ei nu pun întrebări, încep eu să le pun întrebări. Uh, și am început deja să pun întrebări care vom aborda în sesiune de întrebări și răspuns. Dacă Domnul Iisus nu mai este așa fizic, aici fizic, cum se face acest transfer? Pentru că dacă nu se face, vezi, erau ucenici lui Iisus. Biblia zice, i-a chemat pe cei doși pe lui. Au fost cu el, au auzit învățătura lui. Dar dacă le trimita pe câmp, fără acest transfer de autoritate, nu puteau să scoată dragi. Deci nu este doar de ajuns să citești acolo și să crezi. Trebuie să se întâmple un transfer de autoritate. Dar cum să se întâmplă că noi nu mai mergem fizic după Domnul Isus? Dar chiar și ei, cei pe fără acest transfer, nu puteau să facă nimic. Deși cunoșteau cuvântul care îl predica, deși erau pocăiți, au lăsat totul și îl urmau pe Isus, dar nu era de ajuns. Pentru a zic, după Rele ieși de aceea unii creștini care sunt foarte dedicate, cred din Dumnezeu, dar totuși nu reușesc în această dimensiune, nu reușesc. Pentru că nu este doar vorba să fii pocait, să fii în biserică. E vorba să se întâmple ce se întâmplă și aici în Matei 10. Transfer de autoritate. Am um, zisk, yesen baka nou, dech, ou posèf yon pik may jeneros. Matei 13 prezidj. Matei 13 prezidj. Versetoul. Onde uh, yech, onde yech. Versetoul. <laughs> Imedyen. Stam. Ah, cred este mai degrabă 12. Așa, era 12, scuze. Matei 12. <laughs> Matei 12. Verset 23, să, să înțelegem contextul. Toate nu de le, verset 22, atunci l-au adus un îndrăcit orb și mult și Iisus l-a tabăduit. Așa că multul vorbea și vedea toate noroadele mihate ziceau, nu cumva acesta este fiul lui David. Când a auzit fariseul lucrul acesta, a zis, omul acesta nu scoate draci, decât cu Belzebul, domnul dracilor. Nu așa că e extraordinar cât de reală și actuală este Biblia. Există o categorie în creștinism. Când a ah, Pastorul cu tare scoate, dragi. Ah, nu, nu, nu. Face asta cu puterea demonilor. Exact ce găsești aici. E ușor să acuz pe celălalt. Face asta cu puterea demonilor. Ok, dar tu cu ce putere o faci? A pe noi nu scoatem. Ah, interesant. Deci, voi nu scoateți. Dar strigați împotriva celor care scot Și când te duci să vorbești la oamenii de la care a fost scos, dragi. Che libérare, che pace, che skimbare. Ok. Dans tous tes doutes, voyons nous squatter. D'accord, crédit 4 péché carré scot. Si so, ah, nou, okay, voy, putera, nous faisons ça. couper un diable. Ok, voyons, nous 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 Normal că știu că există șarlatan și oameni ciudat, știu, 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 dar când se generalizează totul, când se pune totul în același oală, ce mare greșeală. Ok, și primește această acuzăție, care o primesc unii care fac asta cu puterea lui Dumnezeu și astăzi, și din păcate de la cine o primește de la alți care își pun creștini. OK. Si Dom Nisus a une réponse pour nous, aïe aïe aïe, si il te demande, si aujourd'hui tu es ou Tam es separé, dis-le pour moi. Même ça se fait, dis-le pour moi. Si tu crois que tu, -tu pour, a ce point, dis un texte d'inscripto argument. te roagă te pentru mine dacă te-am supărat și dacă suntem frați, măcar poți să cer ca supărarea ta să nu fie până la sfințitul soarelui. Nu? Ok. Bun. Um, Domnul Iisus are un răspuns și spune așa. Iisus care le cunoștea gândurile la zis, aici vreau să-ți arăt ceva. Orice împărăție desbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă desbinată împotriva ei însuși nu poate da noi. Dacă satana scoate satana, este dezbinat. Deci cum poate da în noi împărația lui? Oh, Seigneur. Deci lipsa de a scoate dragi face că împărația lui să da în Lipsa de a scoate dragi face că lui să fie solidă. Atunci poți să-ți dai seama de unde vine în fața astăzi nu mai scoate dat. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus le spune, pe voi nici nu gândiți ceea ce spuneți. Hai să fiți un pic rațional, logic, să folosiți un pic materia ce nu că Pe păi dacă satana scoate satana, s-a terminat cu împărația lui. Și totuși vedeți că împărația lui dăinuiește. Pentru un moment. Dar nu se termină aici. <laughs> și eu să închei, că așa am fost un pic mai lung. Um, și mai departe zice așa. Verset <laughs> 27. Și eu dacă scot afară dragi cu ajutorul lui Belzebul, fi voștrii cu cine scot. De aceea ei vor fi judecatori voștri. Dar dacă eu scot afară dragi cu Duhul lui Dumnezeu, fi atent aici. À tous, desquels draguent sans cause. À tous, s'entendent en louc. dit un parati à lui domnésio a venu de pester vous. Altes versus un parati à lui domnésio s'approprie de vous. Et quand je parle de rien parati, que l'ocul où de y domnau, que n'y est domnește acum împărăție, s-a extins împărăție. Domnul zice, pentru că dacă le scot cu puterea lui Dumnezeu, atunci s-a apropiat, s-a mai extins, a venit până la voi împărăția lui Dumnezeu. Deci e frumos să ne rugăm, Doamne, vin în împărăția ta. E important să înțelegem cum Dumnezeu face locul acesta. Altfel, o să continuăm să ne rugăm, vin în împărăția ta, vin în ta, vin în împărăția ta.

Mergem și si acolo, și si acolo. Pentru -pent asta am venit. Mergem cetat acolo, predicam acolo, scoatem draci acolo, vindecăm acolo. Rugăciune nu rezolvă totul. Ah, să zic că tu spui asta, că vorbești tot timpul de rugăciune. Da. I e foarte important. Da. De... Cum <coughs> se spune? În același mod, nimic nim nu poate înlocui rugăciune.

și aștept răspunsurile voastre. O să fie un formular simplu. Dacă ți-e greu să-l completezi, e ok. Uh, Oricum, datele informațiile pentru întâlnire de întrebări între și răspuns vor fi publice și așa că toată lumea poate uh, va putea uh, participa. Uh, adică, toată lumea, adică cei care os, os, os sunt interesați. Ok.